dă stres, începe America Express! Bine ați revenit la Podcastito Express. Mai avem 4 și termină. Sfârșit. Un podcast absolut minunat. Stați liniștiți, să ne bucurăm că suntem aici la episodul 24.300. Astăzi... Salut Cătălin. Acum văd o chestie foarte mișto. Ce? Mai aveți 4 episoade și ați terminat, nu? Da. Înseamnă că suntem printre cei mai buni noi, mă, dacă ne-am primat pe final. Da, s-a ajuns, da. Noi suntem în închidere. A, da, stați puțin. Sper că n-a fost abagiu curatul mai devreme pe aici. Nu. Nu mai plecam. O să vină? Nu. O să vină? Păi, dar nu ne-au răspuns. Ei n-au semnal la palat, că ei stau acum, și au un palat lângă București, știi? Ah, ok. Plus că și-au trimis sclavii la Koh Lanta, acum sunt foarte sfierți, nu le-au venit unii înapoi, deci ceva rău. Bună, Ana, bă, dar ce faci? Mi-ar fi plăcut să fiu în sezon cu voi. Voi bine, noi? Da, chiar, da. Sezon cu noi? Să fi fost în sezon cu noi? Păi și nouă ne-ar fi plăcut să fi fost în sezon cu noi. Dar poate dă bunuțul Dumnezeu să ne audă Diana, care e aici cu noi. Și poate doamna Muna. Poate se face un best of și mergem toți acolo. Ați merge? Da, chiar. Clar, da, la best of, da, chiar. Da, și eu la asta m-aș mai băga. Ar fi dream team așa. Da, fi ceva. Dar fără, era să zic bunicul, fără Scărlătescu. Era să-mi scap un pic. Poți să-i zici că uită. Până atunci. Până atunci nu mai știi. Asta, ai văzut că se supără foarte puțin. Păi, după aia așa, o ia de la capăt. De la o vârstă te încordezi mai tare uneori, da. Ai spasme. Săracu Bătaș. Mi-a fost milă de el, băi. Azi ce rău i-a fost în ultimul episod. I-a fost rău? Te sună Scărlătescu. Cred că a auzit, mă. Are... Pastilele roșii sunt de blat. Nu le amesteca cu alea verzi. Te pup. Pa. Ia, ce? Cântă Mioara Velicula la sala palatului? Vrei să mergi? Hai că-ți iau bilete. Ui, nu e nicio Mioara Velicula, să mă țin. Dar chiar a fost nasol de sărăcu. S-a făcut rău, brut. Nici nu mânca. Și, na. Și... N-ai zice. Dacă... Dacă te uiți la el. Bă, astăzi e o zi bună. Asta ne trebuia o echipă care să facem mișto de asta. Că noi le făceam între noi așa. Dar n-ai cu cine la un moment dat. Dai seama. Da. Bă, să știi că, na, acum trecem și la partea mai serioasă. Se simte puțin. Ce? Adică voi aveți motor, aveți treabă, aveți zeamă, cum se spune. Dar parcă unii dintre voi sau unii care au fost deja erau prea... pe treabă așa, prea serioși, mă, acolo e mișto, da, să trăiești experiența. Poate au vrut să se... I-am simțit pe unii foarte reținuți, poate că m-au și pe mine ca exemplu de așa, nu? Și am zis, bă, și-a băgat aia toate organele, cât pentru toate sezoanele. Tu ai pus pe un organ, adică... Păi, asta nu înțeles oamenii, că eu practic am luat organul. Ai luat, da. L-am dus în toate diminutivele, le-am făcut și micuț și mare și uriaș și gigant. În toate stările. Eu nu știam că există așa ceva. Băi, asta cu căcatul a fost o problemă în Asia. Să știți că vă și am făcut în... Vai. Deci nu s-a dat Asia. Am avut a doua cazare noastră. A fost ceva într-un coteț la etaj. Da. Coteț la ceva modul... Rău. Cred că au fost și niște crime deci pe acolo. Erau găuri în salteaua. Pereți și ne uitam să nu fi fost... Iubire, acum tu ai vorbit peste mine, eu vorbeam. Păi odată în viață trebuie să fac și eu asta, că de obicei tu vorbești. A ridicat salteaua, era o pată mare, maro, sub saltea. Nu o să înțeleagă nimic dacă vorbim amândoi. Și... era toaleta înfundată. Nu știu din ce cauză, a fost cineva înaintea mea. Cred că cameramanul, că nu avea cu ce să fiu decât eu și cu cine să mai fiu în echipă. Adică a fost cineva înaintea mea și s-a înfundat WC-ul. Asta e ca la mulinez. Mulinez în momentul ăsta. E personalizat. Dacă închizi lumina... Și dacă vrea, jucăm și... Fii atent, dacă vrei, jucăm și tenis. Ia uite-o. Și am luat, așa zis, harta de la Asia. Eu am uitat și nu mi-am dat seama. De fapt, oricum nu știam ce se întâmplă pe acolo, da. Nu știam că ne trebuie pentru o săptămână de zile, da. Am luat-o și m-am căcat pe ea, cum ar veni, pentru că n-aveam unde să mă cac. Într-o cabină de duș pe hartă. Într-o cabină de duș pe hartă. Și a doua zi aveam nevoie de hartă. Și noi, bineînțeles că... am cerut încă o hartă de la producție. Păi ce s-a întâmplat cu harta? Dar nu am dat căcatul la o parte de pe ea și m-a șters-o puțin și a făcut râuri noi pe acolo, okay. A apărut forme de relief. Dacă făceam așa, aveam și mai mult noroc, că n-am avut nici imunitate, niciuna n-am avut. Bă, cred că de-aia n-am avut unul. Da. Și am cerut-o încă o hartă. Ce s-a întâmplat cu harta? S-a rupt, s-a...
Dar știți, trebuie să o țineți toată, tot concursul, harta asta. Ok. Wow, ce funny. Era tare să le și zici când ți-o dădea, mă cac pe harta voastră. Îți mai dă bura. Zis, dar dacă te mai caci. M-am făcut 3D munte. Era munte acolo și nu se vedea. Kilimanjaro, dracu, e artă. Mergeam și pe la ceilalți. Dă-și mie harta ta un pic. Nu, nu! Îi dați harta lui Cătălin. Au ieșit și două lacuri. Pe aia, scuze, era pe testica la stomac. De la Valuta. Vulcanii Noroeși. Deci probleme cu genul ăsta de chestii au fost și la voi, nu? Da. Stipare, da. Toată lumea. Am avut colegi și care suferau rău de tot cu căcuța, nu știu dacă știți, de spic, că el avea o problemă, că nu aveau să facă și el căcuț. Da. Da. Nu, da. 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 El era religios, adică era ceva care nu mai ține de... Ritual? De da. Da. La modul, te dezbraci, trebuie să dai toate hainele jos de pe tine. When you have to go, you have to go. Da. Adică, da, știi, în pana mea, you have to go. Ce să mai... Adică eu n-am treabă, deci știi cum e, să mă ascund doar atât, știi? Adică atât, nu contează că aici e plin de lume, atâta să fiu undeva, dacă am treabă, pa. Ai o hartă? N-ai o hartă. Deci la modul, ce mă, ia? Dacă l-am scăpat și pe ăsta. Pentru că ăsta n-a fost în viață la Blitzkrieg. Adică dădea... Pe mine era... Așa sunt și eu. Așa e mișto, da, așa. Eu la mine m-am pus pe toaletă în 10 secunde am terminat. Durează mai mult după ce se stau. Dar ce se filmează? Și știi că eu am imaginație bogat și te iubesc și te-ai căsătorit de 9 ani, 10 ani. Eu crezi că nu s-a dat. Și o să fim toată viața împreună, dar cum îți vizualizezi dramatul? Nu, mă, scuze, concurenții din Asia Express nu fac caca, fac norișor de puf. Da, norișor de puf, urât, mirositor și maro. Da, exact. Da, așa, la noi merge, știi? Adică am văzut și că la Cuza și Emi nu prea se vorbea foarte serios, mai mult era concentrat pe cămașa lui Cuza, că și-o schimbat fiecare zi și era pe părul de pe piept, știi? Aici, uite. Bă, și asta spuneți, dacă nu ți-ai epilat pieptul, e greu. Da. E problema. Bă, de urât. Lățișorul rămâne atârnat. Da, eu asta, stai că eu am rămas blocat pe... Voi n-ați luat nicio imunitate? Nu, deci noi din 18 amulete am jucat 12, am din 9 curse pentru ultima șansă, am jucat 6 și n-am avut nicio imunitate și atunci poate vă dați seama acum că ați fost, de ce s-au băgat toate organele non-fucking stop. Pentru că știi ce era frustrant? Că noi pierdeam la un minut, adică ajungeau prima echipă la imunitate și noi gen eram cu mâna pe rucsac cu lor, la modul ăla, adică era gen... Da, erau acolo, în fața noastră. La amulete, la secundă. De fiecare dată aveam câte o chestie care ne bloca pentru câteva secunde, un minut, adică la modul ne mișcam noi mai greu și când ajungeai acolo și vedeai că au ajuns aia câteva secunde, drag pumn din ochi, știi? La bonte la fel, la amulete nu mai zic, din 12 amulete am câștigat 2 sau 3. 3. Dar le pierdeam la secundă. Le pierdeam la secundă. Modul, nu că eram gâște, știi? Secundă. Au fost și de alea de gâște, adică la modul am avut și pierdute așa. Au fost vreo 2 de gâște. Și era dureros. Și după amuletă, în momentul în care tu ar trebui să iei normal un start mai bun, știi? Adică să ai un avantaj. Eram rupt singură de oboseală. După ce o pierdeai, și plecai și prost după aia și cu moralul căzut. Da, e frustrant asta. Și eu am pățit de vreo 3 sau 4 ori cu Scălătescu, am ajuns deodată pe covor. Da. Și la știm, fie ajungeam noi primul și ei după noi, fie ei primii noi după ei. El are pile la Bona și... N-ai zice. Da, trăgeau covorul mai aia. S-au mutat Irina Pupitru, venea cu el mai în spate. Băi, stai. Păi aia îi fui, face parte din fusta ei, ea mergea cu Pupitru. A fost greu la voi, sezon foarte greu. Da, și nu înțelegeam nici limba și am mâncat numai... Adică noi mâncam la local, nici acasă, dar nu știam ce am mâncat. Distanțe scurte, dar foarte... Pentru faptul că erau distanțe scurte, am avut foarte multe probele. Și am fost la noi de-astea de mâncat, nu-ți mai zic. Balutul e senzațional, credeți-mă. Să încercați, dacă mergeți cumva prin Asia, să luați balut, că e o delicatesă. Eu mi-a rămas în cap, nu știu cine a zis atunci, îi simt pliscu. Am zis, no. Da, da. No, eu no, cred că am zis. A, da, aveam o lăbuță. Aveam o lăbuță. Era o lăbuță de rață, că m-am uitat eu la situație. De lăbuță de rață și unde altceva. Da. Conosior și o lăbuță. O avea aici, cred că era eclozat de vreo 15 zile. Și am simțit ciocul și efectiv gâtul meu a înghițit până la un punct, după aia n-am vrut nici așa, nici așa. Deci a rămas acolo, efectiv. La voi mi se pare că... Eu am mâncat și două porții am mâncat. Mulțumesc mult, Ristei, te pup. Ah, că v-a dat pe deasupra. Da, din cauza lui. S-a plâns el de o minge, știu, că știu, na, știu, nu știu, e... Știu.
Nu mai zic nimic, e fratele meu. Aia cu basket, e simandicos. Da, bravo. Uite că știi, te-ai uitat la sezonul nostru. Singurul sezon la care m-am uitat, al vostru. Da? A fost. A, da? Mulți și al nostru acum. Da. Foarte fain, foarte fain. Culmea, la început, nu o să vă mint, nu v-am avut la suflet. Mulți au zis asta. Bă, după aia, doamne ce mi-a plăcut de voi după aia. Da, da, da. Oh my God, cât de tare, excepțional. Sper că nu o zice acum de cameră. Nu, nu, că nu se trage asta. Nu se trage asta, e o intervenție. Chiar a fost super fain. Deci nu mi-a să vină cadrele cu voi. Ce mai fac ăștia? Nu numărăm. Da, stai, bă, acum vorbesc foarte serios, erau oameni din producție. Erau oameni din producție care așteptau, chiar dacă trebuia să plece de acolo, așteptau să ajungem noi, să ne vadă și după aia plecau. Vorbeam mult mai serios. Când ajungeam, noi era Circul Globus. Păi că mă, dar dădeai cu picioarele în toate alea. Nu neapărat de alea, eram noi Caterinca pe râs. Am dat cu piciorul, pentru că o trebuie să-i fal... Nu, deci eu... Nu, cu asta mă duc în instanță, cu scandalitate, să mă am picioare. Trebuie să-i fac Lucătă un tatuaj pe brațul lui mare și așa. Uite-mă cum se face. Un, două, stres! A fost America Express!